că locul ăsta binecuvântat și înjurat în același timp, numit Europa, unde toată lumea vrea să vină, este rezultatul acestei civilizații iudeo-creștine. Absolut. Ne place sau nu ne place, ne considerăm atei sau nu, biserica în centru, niște valori și cam de acolo am plecat. Da. Ce și valoarea individului și a, a demnității lui adusă de protestantism. Da. Că până la Luther nu era treaba da. asta. Era dependent de biserică. Biserica spunea, Evident. ai dreptate, n-ai dreptate, insistai, te ardea pe rug. Și chiar și biserica, deci, chiar, chiar tocmai biserica i-a dat până la urmă mai multe libertate. și I-a dat mai multă libertate tine. și s-a ajuns la drepturile omului care sunt ca o placentă în jurul individului.